Dacă ziua liberă de mâine va da peste cap activitatea multor servicii de matriculare a autovehiculelor din țară, se pare că la Mehedinți lucrurile stau altfel pentru că au fost luate din timp măsurile necesare pentru buna desfășurare a activității. Un exemplu ilustrativ în acest sens este județul Gorj, unde locuitorii județului au fost reprogramați pentru ziua de marți, atunci când instituțiile publice își vor relua activitatea. La serviciul nostru, activitățile de deservire a publicului se desfășoară în regim normal, urmând a fi reluată activitatea în ziua de 10 aprilie, menționăm că nu au existat disfuncționalități în ceea ce privește programarea online a cetățenilor, întrucât aceasta se realizează pentru ziua respectivă. Este un lucru benefic, acest serviciu astăzi și-a și mărit programul de lucru, vine în sprijinul cetățeanului și este un lucru bun pentru cetățean. Asta scutește de statul la coadă foarte mult? Da, da. În Mehedinți, serviciul de înmatriculare auto își va relua activitatea marți, atunci când atât înmatricularea autovehiculelor, cât și înscrierea la examenele auto se va face după programul normal de lucru.